Și înainte de a începe clipul ăsta, vreau să rețineți că pisicile și câinii mei au pagina lor de Instagram, care se numește Aventuri în 4AB și pe care trebuie să mergeți să o urmăriți. Salutare și bine ați venit la un clip cât se poate de mustăcios, de flocos și de puricos. Glumesc, fără purici, că nu ne plac puricii, dar astăzi mă îndreptez într-un mare final, după foarte, foarte mult timp, să vorbesc despre animăluțele mele. Este un clip care mi este cerut de foarte mult timp, pentru că știți că eu am foarte multe animăluțe pe lângă casă și de mulți ani vreau să fac clipul ăsta, numai că de fiecare dată când am încercat să fac clipul ăsta se întâmpla ceva cu unul dintre ei. Adică ori a dispărut Miții, ori a murit Bubu, ori a murit Rocky, ori s-a întâmplat ceva, am pierdut pe unul dintre ei și mi-era foarte greu să fac clipul ăla la momentul respectiv. Acum, din fericire, în ultima vreme, așa recentă, nu a murit niciunul, toate ajută să nu se întâmple, să nu se schimbe lucrurile. Și pentru anul asta, pentru că nu s-a mai întâmplat nimic rău în ultima vreme, am decis să fac clipul ăsta și de asemenea să și răspund la câteva din întrebările voastre, din curiozitățile voastre legate de animalele mele de companie. Vrând să prefacez cu faptul că eu am trăit întotdeauna înconjurată de animale de companie, am avut foarte multe animale de companie de-a lungul timpului, am avut în special câini și pisici, adică eu de mică am crescut pe lângă câini și pisici, pentru mine era ceva normal, știu că pe vremea când eram mică, tatăl meu vitreg avea capre. Da, ale nu pot fi considerate neapărat animale de companie, dar avea capre, am avut iepuri, am avut papagali, ce-am mai avut în afară de câini și pisici? Pești n-am avut niciodată pentru că nu aveam unde să pun acvariu, nu că nu mi-aș fi dorit, adică îmi plac foarte mult pești și îmi plac foarte mult acvariile, dar nu aveam unde să pun un acvariu și așa că da, a fost mai greu cu peștii, dar nu e niciodată prea târziu, dar am fost înconjurată din totdeauna de animale de companie, adică pentru mine era ceva normal să am animale pe lângă casă și să mă joc cu ele și am fost tot timpul foarte atașată de animale, chiar în perioada în când am fost la facultate și cât am lucrat și am stat în București și nu aveam, mi-era foarte greu fără ele, adică chiar le-am simțit lipsa foarte tare și cum vedeam o pisică pe stradă vreau să mă duc să o mângâi și vreau să o iubesc și da, nu văd viața fără mustăcioșii mei și doi dintre ei sunt aici, ne onorează cu prezența, o să iau puțin mai târziu să le facem prezentările, dar înainte de toate, înainte de a vă prezenta familia mea, pentru că eu nu-i consider animale de companie, pentru mine cuvântul sau formularea animal de companie mi se pare cumva degradantă pentru acel animal, nu știu, mi se pare urâtă, nu știu, nu-mi place. Eu le spun tot timpul, știți că m-auziți spunându-le, ori le spun puricoși, că ei nu au purici, ca să prefațez înainte să se isterizeze cineva, nu au purici pentru că am o mare problemă cu purici, știți? Nu, deci niciunul nu are purici, dar eu îi fac puricoși. Dar așa e alint eu, nu că sunt puricoși, le zic copiii mei de cele mai multe ori și în 90% din situații așa m-au auzit vorbind despre ei ca fiind copiii mei, mă duc să dau mâncare la copii, mă duc să mă joc copiii sau copilul ăla a făcut nu știu ce. Și pentru că, asta pentru că așa îi simt, adică îi simt ca fiind parte din mine și simt că dacă aș avea un copil n-ar fi cu nimic diferit. Știu că pe mulți oripilează chestia asta și mai primesc comentarii din astea de genul: vai doamne, dar cum să poți cu tu compara un animal de companie cu un copil? Că nu există, iubirea pentru un copil nu se compară cu iubirea pentru un animal de companie. Ba da, din punctul meu de vedere se compară și chiar este egală și nu mă interesează genul ăsta de comentarii pentru că din punctul meu de vedere sunt ca niște copii și o să detaliez un pic mai încolo ce vreau să zic cu asta, dar nu le zic niciodată animale de companie sau animale, nici măcar animale nu le spun. Le mai zic așa, mai zic lustreanță că bă, ești un animal când nu știu, calcă la iurea sau nu face ceva, dar în rest nu le zic animale pentru că, nu știu, formularea asta mi se pare, v-am zis, nu-mi place, dar sunt copiii mei, sunt prietenii mei, sunt, nu știu, ziceți cum vreți, dar parte din familia mea, sunt familia mea dacă vreți, dar în niciun caz nu sunt
animale de companie, da? Și adică, v-am zis, mi se pare termenul ăsta, mi se pare așa, ca și cum ar fi niște obiecte de care te poți dispensa oricând nu mai ai nevoie, știți? Pe când nu, eu nu văd așa lucrurile. Cum ziceam, am trăit înconjurată de animale tot timpul. Bunica mea avea vaci, am avut și oi, chiar mă împrietenisem cu un berbecuț când eram mică. Am văzut cum se nășteau viței, mă împrieteneam cu ei, îi vindează, uite ea, Dumnezeule, și întotdeauna pentru mine a fost un chin chestia asta cu tăiatul animalelor, chiar și dacă știu că au fost crescute pentru a fi mâncat, știți, chiar și cu găinile, mi-e groază să le văd. Apropo de asta, când eram foarte mică, mă speriam și de fiecare dată când vedeam că mama prindea câte un pui să-l taie, tot timpul făceam niște crize de isterie din alea puternice, urât de rău de tot. Și pentru că, nu știu, în mintea mea nu suportam ideea ca animalul respectiv să sufere și de mică. Și mama m-a păcălea și îmi zicea, nu-l taie mama, nu-l taie, îi pune mama cravată roșie, știți? Și de atunci așa a rămas, că îi pune mama cravată roșie la pui când era. Dar, da, eu personal, ca paranteză, că am mai fost întrebată și chestia asta, eu nu, și cât am avut găini și pui în curte, nu am tăiat niciodată și nici nu o să fac chestia asta vreodată, adică da, n-am nicio problemă în a mânca pui de la crescătorie, dacă sunt tăiați de altcineva, dar eu personal nu mă duc să-l tai, să-l omor eu. Dar revenind la prezent, pentru că v-am zis, am avut foarte, foarte mulți copii de-a lungul timpului, n-aș putea să... sau aș putea, dar nu vreau să stau 150 de ani să vă povestesc despre fiecare, o să vă povestesc doar de cei prezenți fizic. Pe unii ați mai văzut de-a lungul timpului, dacă mă urmăriți pe Instagram sau mă urmăriți în clipuri de ceva timp și nu i-ați mai văzut, că i-ați văzut când mai ales pisicile cum apar și dispar la mine în casă. Dar, nu o să mă apuc să vorbesc despre cei care nu mai sunt, pentru că și așa mi-e foarte dor de mare parte din ei. O să vorbim de la prezent de cei care există și o să luăm cu capitanul, cu șeful curții, mă rog, așa se consideră el, cu seniorul curții, dacă vreți, și anume cu Zdreanță. Zdreanță, care are numele sugestiv, este exact Zdreanță din poezie, pentru că atunci când era mic, era săracul, era cel mai urât cățeluș pe care l-am văzut vreodată și pe care mi-a fost dat să-l văd vreodată și toată lumea a zis că este urât și de asta m-am și atașat foarte tare de el, pentru că toată lumea l-a respins, fiindcă era foarte urât el, așa de felul lui. Zdreanță fiind un câine care, mă rog, e o corcitură. Tatălui era corcitură de cocker, maică-sa era corcitură de ciobănesc. Nu știu exact ce ciobănesc, dar era o specie de ciobănesc. Și combinația dintre ăștia, dintre astea două corcituri, a dat naștere unui ghem de blană, care, săraca blană, nici ea nu era de același fel. Adică avea aici, avea un smog de un fel, în partea aia avea un alt smog de alt fel. Adică și textura blănii lui, săracul de el, era diferită. Și dacă vă uitați la el acum, chiar mi-a tras atenția cineva într-un daily vlog, când l-am mai filmat pe Zdreanță, că de ce nu-l piaptă? Să știți că îl piaptă pe Zdreanță, doar că așa e blana lui. Arată de efectiv, zici că l-ai băgat într-un storcător de rufe și l-ai ținut 3 zile acolo și a ieșit. Așa a arătat tot timpul și mai ales acum că îi se schimbă blana. Știu că suntem în vară, dar lui încă îi se schimbă blana. El se termină cu schimbatul blănii undeva prin septembrie, când începe să se îmbrace de iarnă. Și Zdreanța are undeva la 17-18 ani, cam așa are. Da, este foarte bătrân, de-aia spun că este seniorul curții, cam 17 ani cred că are. Are în fața lui, sau a lăsat în urmă, o viață foarte lungă și foarte tumultoasă, pentru că a trecut prin foarte multe. Deci Zdreanța a prins niște perioade foarte urâte aici în curte, a prins o perioadă destul de rea. A avut niște accidente foarte urâte, a avut la un moment dat ambele picioare din spate rupte. Atunci efectiv am zis că nu mai scapă. Undeva când avea, cred că vreo 5 ani, a avut ambele picioare rupte odată, în același timp, deci ambele picioare de pe spate i-au fost rupte. A fost lovit de o mașină și n-am avut, efectiv n-aveam ce să-i facem decât să-l lăsăm și și-a revenit. Atâta ambiție a avut încât și-a revenit. După care a avut iarăși picioarele separat, alea de pe spate rupte, adică el a avut practic 4 fracturi pe spate
și o fractură pe partea din față. A avut în total, dacă este să număr așa din câte lovituri de mașini știu eu, cred că a avut vreo 4 sau 5 lovituri de mașină. Asta pentru că este imposibil să controlez chestia asta la mine. Mă rog, a fost o perioadă în care... nu vreau să intru în detalii, adică e, o să ziceți, bun, dar de ce n-ai avut grijă de el să stea în curte? Chestia asta nu depinde neapărat de mine, adică eu făceam și am făcut de-a lungul timpului tot ce s-a putut, tot ce a depins de mine să stea în curte. Nu este castrat, dacă vă întrebați, și o să vă explic mai târziu de ce nu este castrat. Și asta i-a provocat multe neliniști de-a lungul vieții. Da, mă rog, în perioada aia când a avut fracturile era o problemă mare și cu gardurile și cu vecinii și cu, Dumnezeule, deci nici nu vreau să-mi aduc aminte, mă rog, s-au mai relaxat lucrurile între timp, s-au mai liniștit lucrurile și el a mai îmbătrânit și nu mai poate să umble. Acum a ajuns într-o fază în care îl dor foarte tare picioarele, vă dați seama, a avut 4 fracturi pe spate. Îl doar foarte tare picioarele, îl doar articulațiile, nu mai vede cu un ochi aproape deloc, are o chestie la ochi, cu celălalt ochi mai vede, dar nu foarte bine. Am observat că îl cam lasă și auzul, așa e cam câteodată. Ori a început să audă selectiv, adică e prea sătul să mai, să mai audă când îl strig, sau chiar îl lasă auzul. Cert este că acum, de, să zicem, 8-9 ani, cam așa, are o viață foarte bună și s-a liniștit și e totul bine și e liniștit și e totul în regulă și nu mai are nicio problemă. Și se bucură de viața lui așa cum este. S-a zis să le eutanasiez, nu pot să fac chestia asta momentan. E o decizie pe care o tot am mâncat și în cazul lui Rocky. Rocky, dacă îl țineți minte, a fost fratele lui. Rocky avea mai multe trăsături de cocker decât zranță și partea proastă cu cocker spaniel este că ei sunt niște căței foarte activi, foarte drăguți când sunt în timpul vieții, dar când pică pur și simplu, dintr-o dată îi vezi că pică, știți, se degradează fizic parcă dintr-o dată. Așa s-a întâmplat și cu Rocky, mai ales fiind corcitură. Și Rocky a luat foarte multe gene proaste de la taicăsu și toate genele proaste posibile de la cockerul spaniel. Și la fel, când a venit momentul ăla, când s-a pus problema eutanasierii, am stat mult în dubii pentru că avea momente bune, avea momente în care era bine și avea momente în care era foarte, foarte rău fizic, era foarte rău și îl dureau toate alea. Și până la urmă a murit de moarte naturală, dar este foarte grea decizia asta, mai ales când ai stat atâta timp cu un animal, este foarte grea decizia asta de a spune, bun, gata, de mâine, pa. Pentru că așa cum suferă ei cu toate problemele lor de sănătate, că, cu toate durerile lor, cu toate angoasele lor, cu toate neplăcerile pe care le mai provoacă din când în când, au momente bune și în momentele alea bune sunt ca o rază de soare, sunt absolut fabuloase, sunt ca un curcubeu. Au momente ca, de exemplu, zdreață zilele trecute pentru că se tot schimba vremea și e exact ca la bătrânii reumatici. Deci exact așa e și el, cum pe bătrânii reumatici și îi dor oasele și îi dor toate alea, așa era și el și a trebuit să-i dau pastile și săracul nu știa cum să se așeze că dureau toate încheieturile. Așa era și el și după aia a doua zi era vesel și țopăia și era să zburda pe aici prin curte. Mă rog, zburda, nu mai are aceeași energie ca atunci când era tânăr, dar oricum a fost foarte vesel și nu mai era în faza aia de rău, știți? Și îmi vine foarte greu să iau decizia aia de a, știi, de a-i răpi momentele astea bune câte le-o mai avea, știți? Dacă o să ajungă în situația în care, Doamne ferește, să nu poată să meargă deloc, să sufere foarte tare, atunci da, nu o să mai fiu atât de reținută în a lua decizia asta de a le eutanasia, dar în momentul de față eu nu pot să fac chestia asta. În plus de asta n-am făcut niciodată n-am apucat să iau decizia asta în privința unui câine, pentru că la mine, fiind la țară, ori câinii mei au murit de moarte naturală, prea puțini, ori au fost loviți de mașini, ori au fost omorâți de vecini. Deci,
una din trei variante, dar cu precădere ultimele două, știți? Au fost foarte, am avut foarte puțin câini care să ajungă la bătrânețe, la vârsta pe care o are Zdreanță. Dar el, de felul lui, este un cățel absolutamente magnific, este minunat, este iubitor, este cât a fost tânăr sau cât a fost în putere, a fost atât de jovial, atât de vesel. Țopăia ca un cățeluș din ăla mic, că vă dați seama, este un câine de talie medie, dar cu toate astea, în momentul în care te vedea țopăia, când veneam, și acum, când vin în curte, când intru în curte, mă duc numai până la vecina mea, stau câteva minute și când mă întorc, Doamne, e atâta fericire pe el de zici că nu m-a văzut de 100 de ani. Se juca foarte mult cu mine și și acum își păstrează cumva o parte din jovialitatea aia, chiar dacă nu mai merge așa, chiar dacă îi e greu, chiar dacă îl tor toate alea, dar mi-e foarte drag și nu știu, nu, decizia asta cu eutanasierea, ca să răspund la întrebarea asta pentru cine a avut-o, mi-este foarte greu să o iau și bănuiesc că dacă ați avut animale în vârstă, știți că, că e foarte dificilă. Mi s-a mai spus de oameni ăștia cinici de pe aici, mi s-a mai spus, da, de ce nu-l arunci? În primul rând că nu suport ideea asta cu aruncatul animalelor, deci nu vreau să intru în subiect, mă apucă, o să-mi pleznesc o venă undeva, dar asta cu aruncatul animalelor mi se pare odios. Foarte mare parte din animalele pe care le-am avut eu au fost, ori s-au născut la mine în curte, ori le-am luat, le-am adoptat pe stradă, adică nu am cumpărat niciodată animale, nici perușii, spre exemplu, perușii nu i-am adoptat eu pentru că a murit mătușa mea și au fost a mătușii mele. N-am cumpărat niciodată. Mă gândeam acum, am trăsnit în iarnă să-mi cumpăr și eu un peruș, dar cu săpăceala asta de udi pe care o am aici, nu. Nu riscăm să omorâm un animal nevinovat degeaba. Asta a fost în mare povestea lui Zdreanță, care, v-am zis, este seniorul curții și este unul dintre cei mai dulci și mai iubitori câini pe care i-am văzut eu vreodată. Am început cu câinii pentru că la pisici povestea e și mai încălcită. Apoi o avem pe vulpi, pe vulpița mea, care n-are nicio treabă cu, nu știu, personajele mondene sau cu mai știu eu ce glume se fac pe internet. Numele ei vine de la faptul că arată ca o vulpe, zici că e o vulpe din aia polară, are botul super ascuțit de vulpe, urechile sunt, seamănă cu cele ale unei vulpi. Și de asemenea, lătratul ei aduce foarte mult cu lătratul de vulpe. S-ar putea să fie corcitură de vulpe, nu știu, pentru că vulpii, nu știu să vă zic câți ani are, estimez eu așa că are undeva la 8, 9, 10 ani, cam așa are. Să tot fie vreo 6 ani de când stă pe la mine. Adică să tot fie vreo 6-7 ani de când stă pe aici. Vulpii a fost aruncată de cineva de aici din comună. Știu de cine, am auzit. Acum nu știu, n-am fost să fac cercetări și nici nu m-am dus să vorbesc cu persoanele respective, că n-avem de ce. Dar am înțeles că a fost aruncată pe aici, prin zona asta. Și a stat o perioadă de vreun an sau doi pe aici, s-a ciuat pe aici, pe lângă curțile noastre de aici, din zona asta, a mea și a vecinilor mei. Odată pentru că aici, în spatele meu, după cum știți din daily vloguri, este un teren liber și putea să stea acolo fără să o deranjeze nimeni. Și în al doilea rând pentru că, mă rog, își găsea de mâncare, mă rog, se întâmplă niște chestii pe aici prin zona asta și își găsea de mâncare. Și cumva s-a aciuat în zona asta, dar pentru că era aici și că, pentru că aici la țară este mentalitatea asta că toți câinii mănâncă pui, era atacată, bătută de toată lumea din zona asta. Cred că eu am fost singura care am mai alergat-o și eu, pentru că îmi rupea gardurile. Căutând mâncare, intra prin plasă, rupea gardurile, rupea șipcile la gard ca să caute mâncare. Știți? Și la început o mai alungam și eu. După care a fost un episod în care era să moară, pentru că vecinii mei, scumpii mei vecini, pentru care știți că am o dragoste absolut deosebită, vecinii mei erau ăsta bătrânul cu băiatul cel mic și cu soția lui și o încolțiseră după casă și vreau să o moare. Norocul a fost că nu găseau furca, că aia căutau furca ca să bage furca în ea.
s-o omoare și atunci am ieșit și am strigat la ei, mă rog, am salvat-o. După episodul ăsta am decis împreună cu cineva să o ducem să o sterilizăm. Lucru care a fost foarte dificil, pentru că asta a presupus în primul rând să mă împrietenesc cu ea. A durat câteva luni până, vă dați seama, după ce și eu alergasem puțin, a durat câteva luni până m-am împrietenit cu ea, până am prins-o și am dus-o să o sterilizez. Am sterilizat-o. Apropo, să știți că sunt foarte multe centre de sterilizare, cabinete veterinare unde se pot steriliza animalele și la oraș și la țară, se pot steriliza animalele pe gratis. Dacă sunteți din comuna respectivă, vă sterilizează pe gratis animalele și dacă nu sunteți, dacă sunteți din comunele învecinate, costă foarte puțin, adică chiar nu costă mult. Asta ca în paranteză. Dar ajungem și la treaba cu sterilizatul. Și vulpii, de atunci, de când am sterilizat-o, mă rog, a trecut printr-o perioadă din asta de acomodare, s-a mai speriat de noi, după care a venit în curte, am acceptat-o, bineînțeles, și eu am luat-o în curte. Și de atunci m-am lipit foarte tare de ea, este, doamne, deci o iubesc pe cățeaua aia, deci nici nu aveți idee cât de mult pot să iubesc câinele ăla, pentru că mă văd foarte tare în ea, mă văd cum a alergat toată lumea și cum încerca să o bată și cum toată lumea o alunga de oriunde să încerca și ea să se lipească, o alunga. Și până la urmă m-am lipit de ea și n-aș mai lăsa o să plece pentru nimic în lume. Este... nu știu, este o fire foarte frumoasă, are așa o fire din asta foarte, foarte frumoasă, ne-am împrietenit, dar ea are rezervele ei, știți, adică nu mă acceptă, mă iubește, mă lasă să o mângâi, adică ne jucăm dimineața, de exemplu, dar nu pot, spre exemplu, aș vrea să o tund, că are blana foarte lungă, am filmat-o și are blana foarte lungă și chiar mi-a întrebat cineva de ce nu o tund, pentru că nu mă lasă să o tund, adică nu mă lasă să pun ambele mâini deodată pe ea. Am rămas cumva traumatizată și de atunci când de când am prins-o ca să o duc să o sterilizeze și da, este suspicioasă, adică te lasă să pui mâna pe ea, dar e suspicioasă și încerc să o fac să se simtă cât mai confortabil, cât mai ok, cât mai să fie liniștit, adică să-i fie bine, nu vreau să o mai stresez cu absolut nimic și de-aia nici nu pot să o tund pentru că nu mă lasă. Apoi o avem pe Happy, care Happy este fata ei și Alu Zdreanță, este copilul lor. Happy fiind una din ultimele serii de pui pe care le-a făcut Vulpi, pentru că în anii când s-a perindat pe aici, Vulpi a și făcut câteva serii de pui, care majoritatea au murit, ori cărcați de mașină, ori au murit de parvoviroză. Am încercat să-i iau, să-i duc, să-i adopt, să-i dau spre adopție, să fac ceva, nimeni în zona asta nu vrea nimic, nimeni nu vrea să se implice, pe nimeni nu interesează când vine vorba de animale și mai ales animale care nu-s de rasă. Da, e foarte complicat și nu o să stau să intru astăzi în tot discursul ăsta pentru că, da, vorbim despre animalele mele, vă povestesc despre ele și am multe de povestit despre ele, dar Happy, cum ziceam, este una din ultimele serii de pui pe care le-a făcut Vulpi, care nu mă așteptam nici ea, nu mă așteptam să scape și cu una că a scăpat, a trecut și de parvoviroz, a scăpat și de mașini, a scăpat de absolut totul, ba chiar a făcut și ea o serie de pui. O serie de pui care i-au murit. A fătat la mine într-o magazie și i-au murit puii, nu știu, ori i-a fătat morți, ori tot așa. Nu mă pot apropia de Happy, nici în prezent nu mă pot apropia, eu nu pot să pun mâna pe Happy. Dacă mă urmăriți pe Instagram știți că vă povestesc când des chestia asta, că nu pot să pun mâna pe ea, nici în prezent. Cu Happy la fel, după seria aia de pui, am dus-o la sterilizat, am prins-o cu chiu, cu vai, cu niște contraption-uri așa, pe magazin, pe acolo, puse, cu niște cuști, cu niște vai de capul meu, a fost un bâlci total. Să o prindem pentru că este practic însălbăticită într-un fel Happy și a fost foarte greu să o prindem și să o ducem la sterilizat. După ce am sterilizat-o, a trecut tot așa printr-o perioadă în care nici nu vroia să ne vadă, nici nu vrea să se apropie de curte, după care s-a ciuat și ea lângă curte, pentru că a văzut că îi dau mâncare, a văzut că am grijă de ea, are tot ce-i trebuie, nu mai alungă nimeni, nu mai bate nimeni și a văzut de asemenea că dacă stă aici în curte, restul lumii de aici nu mai alungă, nu mai bate. Și în timp s-a
stabilit și ea ca fiind a mea și am adoptat-o și pe ea. Numele ei de Happy vine de la faptul că, în ciuda tuturor lucrurilor prin care și ea a trecut, pentru că și ea, la fel ca și mama ei, a fost alungată, a fost bătută, a fost alergată, să fie omorâtă, cu furcile, cu toate cele, Dumnezeule, deci nici nu vreau să intru în discuțiile astea. În ciuda tuturor lucrurilor, este foarte veselă. Ea, când te uiți la fața ei, zici că râde hohote tot timpul. Că de-aia i-am zis happy, că tot timpul este veselă. Și dimineața când ies, prima dată, primul lucru sau prima ființă pe care o văd este ea. Chiar dacă nu mă pot apropia de ea, vine cam la un metru de mine, cam asta e distanța minimă pe care o păstrează între mine și ea. Dar vine la un metru de mine și se uită în ochii mei și râde și e o senzație atât de frumoasă în momentul în care deschizi ușa și vezi ochișorii aia super veseli așa și efectiv se înseninează toată ziua și dimineața cel puțin până le pun să mănânce, aleargă pe lângă mine, se joacă cu mine, ne jucăm, dar v-am zis, de la distanță, fără să pun mâna pe ea. Dacă mă urmăriți pe Instagram, știți că vă arăt tot timpul când mă duc să citesc afară sau mă duc să fac ceva și stau afară pe bancă sau stau pe iarbă sau chiar și când mă duc să privesc sau fac diverse chestii prin curte, e întotdeauna lângă mine, undeva la un metru jumate, doi, ea stă la distanță de mine, dar tot timpul stă lângă mine. E cumva umbra mea, happy, și la fel, o iubesc foarte mult și pe ea pentru că este combinația perfectă dintre zdranță și vulpi. Deci este fix, dacă mă punea cineva să fac în laborator o combinație dintre ăștia doi, și ca personalitate și ca fizic, nu cred că e așa mai bine. Seamănă puțin cu zdreanță, partea gri, așa, luată de la zdreanță. Nu este atât de răpciugos ca zdreanță, nu arată atât de făcut din petice ca zdreanță, dar totuși se vede că are niște petice în originile ei. Și de asemenea are și o parte din, atât din fizicul vulpii, cât și din personalitatea ei. Adică vulpii, în ciuda faptului că s-a domesticit și a rămas aici în curte, ea nu uită foarte mult de lucruri. Spre exemplu, episodul ăla, știți, cu furca și când era așa, și nu uită toate pietrele pe care le primește zilnic de la vecinii mei și nu numai de la vecinii mei. Adică nu uită foarte mult de lucru, știți, este un câine extrem de inteligent, vulpi, care lasă impresia că a trecut de o traumă, dar nu uită. Adică ține foarte bine minte cine i-a făcut rău. Și ține minte și cine, nu știu, i-a făcut bine sau a încercat să-i facă bine, dar n-a ieșit, apropo de faza cu sterilizatul. Așa. La Happy e mai greu, încerc pe cât posibil să mă împrietenesc cu ea și încerc de fiecare dată vorbesc cu ea, de fiecare dată încerc să o liniștesc, să-i spun că nu se întâmplă nimic, că nu-i fac nimic. Și seara când îi dau mâncare, de exemplu, îi pun castronul cu mâncare undeva la distanță de ea, pentru că nu mă pot apropia de ea, și plec ca să înțeleagă că nu-i fac nimic și se duce la castronul cu mâncare și mănâncă fără nicio problemă. Deci, nici nu vreau să o stresez prea tare, știți? Adică vreau să o las liniștită și happy ca vârstă cât se să aibă. Să aibă și ea vreo 5 ani. Să tot aibă vreo 5 ani și happy. Adică e destul de măricică și ea. Happy este o rază de soare, un curcubeu. Dacă, sau un unicorn care e vomită curcubeu. Exact așa este definiția lui happy. Atâta doar că este foarte circumspectă și foarte prevăzătoare în ceea ce privește oamenii și nu lasă pe nimeni să se apropie. În schimb, este, cred că, cel mai bun paznic pentru curtea mea. Deci, e teroare. N-am nicio problemă cu ea, adică e mai bună decât orice sistem de alarmă happy. Și dacă mai e și vulpi pe lângă ea, sunt cele mai bune. Așa, acum să trecem la mâțe, pentru că niciodată nu văd existența fără mâțe. Da, mâțe, în prezent mai am 3 mâțe, am avut și situații în care am avut 9 mâțe, pentru că, da, așa s-a nimerit. Majoritatea mâțelor se nășteau la mine în casă și referitor la treaba asta cu sterilizatul, este foarte greu în momentul în care ai animale de companie și nu ai mașina ta.
să le duci să le sterilizezi. Mai ales că o perioadă foarte bună cât n-a fost cabinet veterinar aici la mine, a fost foarte greu, știți, trebuia să le duc în oraș și de-aia și Zdreanță nu este sterilizat, pentru că n-aveam fizic cu cine să-l iau să-l duc. Și până am ajuns să am cu cine să-l iau să-l duc la sterilizat, a fost prea târziu, adică e deja bătrân și nu mai are niciun sens. Dar, da, cu mățele, la fel, a fost o perioadă în care aveam multe mățe și am încercat să le dau spre adopție, la fel, pisici nu vrea nimeni, poate câte un motan pe aici, pe acolo, dar în general pisicile sunt urâte în zona asta. La fel, inclusiv vecina mea asta de care vă zic tot timpul mă boscorodește că ce trebuie mie să țin pisici. Scârbos. Cum să ții pisici? Ce trebuie pisici? Dar e cu mine că-i prin șoareci, știți? Când vin pisicile vecinilor și-i prin șoareci, e cu mine. Așa, da, mă rog, asta e alt subiect. Așa, seniorul în materie de mâțe este Scărpinici, al cărui nume, nu mai știu exact de unde vine, cred că vine de la faptul când era mic, era foarte micuț, încerca să se scarpine și tot timpul se dădea peste cap, adică tot timpul se răsturna și i-am de Scărpinici. El este băiatul lui Fulguța, unul din ultimii pisoi pe care i-a făcut Fulguța, o pisică albă pe care am avut-o eu și care mi-a fost foarte, foarte dragă. Era o pisică aia, dacă vă amintiți, pe care vă mai ziceam eu că avea o mutră așa foarte rea, când te uitai la fața ei, ziceai că cea mai rea pisică din lumea asta, te uitai la ea, îți băga frica în sânge, efectiv îți îngheța sângele în vene de mutră, avea o mutră din aia de killer așa, dar ea de fapt era cea mai blândă pisică pe care am întâlnit-o în viața asta, Fulguța a fost. Și i-am zis Fulguța pentru că era ca un fulg. Și când am dus-o, am și sterilizat-o până la urmă. Când am sterilizat-o, avea un chil și ceva săraca, tocmai pentru că Scărpinici și frații lui, că ea a făcut întotdeauna câte trei pisoi, Scărpinici și frații lui o mâncaseră de vie. Erau dita mai cârlanii de motani deja, că toți trei erau băieți. Erau dita mai băieții, mai aveau un pic să plece după fete și ei tot vreau să sugă lapte. Și terminaseră pe aia săraca și am dus-o și am sterilizat-o tocmai ca să scăpăm de o grijă, să o lase și pe ea în pace. Așa, Fulguța a sfârșit tragic prin a lovi mașina. În fine, a rămas Scărpinici până la urmă, că și pe frații lui i-au lovit mașinile. A rămas Scărpinici, care are 10 ani, cam așa, da, 10 ani are, pentru că s-a născut exact în perioada când eram eu în ultima sesiune de la facultate și am făcut 10 ani de când am terminat facultatea, Hristoase. Da, deci are 10 ani Scărpinici, este un gras, are o căpățână mare, are exact mutra lui Fulguța, exact figura aia de killer a lui Fulguța o are. Și este un motan, în primul rând, căruia este frică de înălțime. Deci el mai sus de atâta nu se cațără pe nimic. Deci mai sus de atâta îi se face rău dacă se cațără. Nu știu dacă ați întâlnit pisici cărora să le fie rău de înălțime. Pisici adulte, că la pisoi mici, da, le este frică de înălțime la început. Dar lui nu. Deci l-a alergat un câine, acum vreo lună, l-a alergat un câine și s-a urcat într-un dud. Deci m-am chinuit o oră jumate până l-am dat jos, săracul de el. Deci mi-au ieșit periat până am reușit să-l dau jos de acolo, pentru că era frică să se dea jos, știți? Și până a reușit să-l dau jos, nu vreți să știți ce chin a fost. În rest, Scărpinici este cel mai mare leneș posibil dintre toți. Are o viață foarte lentă, foarte bună, foarte ok, n-are niciun stres. Principala lui grijă pe lumea asta este să mănânce și eventual să fie și scărpinat, în rest are o viață foarte liniștită, nici după pisici nu se duce, adică e atât de leneș și atât de puturos și atât de nu îi trebuie. Dacă e vreo pisică pe aici sau pe la vecină mea să duce, se deranjează să se ducă până la ea, dar mai departe el nu se duce, nu pleacă nicăieri, este... Așa, el este motanul care stă exclusiv afară, este outdoor cat, este 100% outdoor cat, pentru că el nu a vrut niciodată să se educe ca ceilalți și să nu-și facă nevoile în casă. Oricât am încercat, cu litieră, cu recompense, cu pedepse, cu... adică nu, sub nicio formă el n-a vrut să... Nu, e foarte încăpățânat, e născut pe 10 mai, apropo, mi-am adus aminte. Că pe 10 mai am avut eu un examen. Și este extrem de încăpățânat și n-a vrut sub nicio formă să se duce și să
înțeleagă că nu are voie să-și facă nevoile în casă, prin urmare stă afară. Că de fiecare dată când scapă în casă, face câte o boacănă. Acum nu-și mai face nevoile în casă, dar face câte o prostie și atunci mai bine stă afară. Stă foarte bine să știți că nu degeră, nu îngheță, nu se întâmplă nimic cu el. Apoi îl avem pe prințul casei, care este absolutamente prințul numărul 1 și s-a intitulat el ca fiind șeful clanului, deși nu e, adică e doar în impresia lui, și anume Jiminy, care astăzi ne onorează cu prezența, este pe undeva pe dincolo și doarme. Jiminy! Bubulică! Bubu! Așa le alint eu, bubu. Stai așa, stai să vedem dacă ne bagă seama. Bubușolu! Hai, bebiu, la mami, și după aia mergem și dăm cănici. Oh, de tu, de mami. Oh, și după aia mergem și dăm pliculeți la băiat. După ce filmează mami, mergem și dăm pliculeți la băiat, da? El este Jiminy, care acum vine după un episod de îndrăgosteală maximă, a fost îndrăgostit. Și a slăbit foarte mult, adică are un kil și o litră. Și este puiul meu mic și negru, pe care știți că l-am luat. L-am găsit pe net, l-am văzut pe la Ștefana, pe pagină, găsise cineva în Pucioasa un puiuț mic, un pisoi mic, 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 mic. Avea cred că 3 săptămâni, nu cred că avea mai mult, că nici nu știa să meargă ca lumea. Și când l-am văzut, și avea și ochișoare albaștri la vremea aia, când l-am văzut am zis că mor, dacă nu-l iau, îl mor. Mai ales că fata era din Pucioasa, am vorbit cu ea și mi-a venit până la mine și mi l-a adus. Și pentru că mie îmi plac pisicile negre foarte tare, deci am avut mult timp pisici albe și îmi doream să am pisici negre, doar că având 9 la un moment dat, vă dați seama că nu vă puteam să mai iau încă unul. Și am prins ocazia să-l găsesc pe monstru ăsta, crezând că o să fie puiul meu mic și că o să mă iubească și că o să fie dragostea lui mama. Și care între timp a devenit cel mai răsfățat motan din lumea asta. În Jiminy are 2 ani. Urmează... Bă, era bun ziua ta! Că pe 13... Pe 13 ai venit! Pe 13 iunie ai venit! Of, Doamne, ieri a fost ziua ta, dragoste! Da, pe 13 iunie. Bine, el a venit pe 13 iunie, vă dați seama că avea 3 săptămâni, deci... Așa. Și... În ciuda faptului că am sperat că Jiminy o să fie copilul meu și că o să fie băiețelul meu și că o să-l iubesc și că ce o să-l zmotocesc eu, am avut surpriza să constat că s-a lipit de tasul. Cum n-am văzut în viața vieții mele, și repet, am avut foarte multe pisici la viața mea, că se poate lipi o pisică de un om. Deci Jiminy cu tasul are o legătură absolut fenomenală. Eu vă jur că n-am văzut un om să se lipească de o pisică ca ei doi și pisică să lipească ca de om ca ei doi. Deci, ați văzut cum a făcut mai devreme, da? L-am luat în brațe, l-am mângâiat puțin, gata, nu-i mai trebuie, da? E, dacă ia tasul, poate să-l pună tasul și în cap și în coadă și cum vreți voi, că stă. Dacă este plecat pe undeva și îl strig eu, nu vine. Dacă îl strigă tasul, în secunda 2 a apărut. Mi-aduc aminte că avea, nu știu, cred că avea o lună de când îl aveam și l-am pierdut. Caută copilul dimineața. Jiminy, unde ești Jiminy? Jiminy, unde ești Jiminy? Jiminy, 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 nimic. Vine tasul după vreo oră jumate în care eu eram deja toată plânsă, scursă, leșinată, și strigă, Jiminy, și nu mă laud. Unde credeți că era? Era la vecinul de vis-a-vis, era în corcoduș, are un corcoduș în fața porții și era în corcodușul ăla. Asta la o lună după ce a venit. Cum a venit tasul, cum am iorlăit, cât am strigat eu, că și eu am strigat prin fața curții, m-am dus, l-am căutat și pe la poartă și prin curte și peste tot, pe aici, pe nimic. E, exact așa, de atunci este numai pentru tasul, deci cum vine, cum îl aude, cum, aoleo. La mine vine numai când are nevoie de mâncare. Da, deci el pe mine mă iubește strict pentru necesitate, în rest nu. Dar felul în care s-a lipit de tasul și m-am zis, bă, poate să-l ia să-l facă ghem așa, nu-i zice nimic, nu-i face nimic. Eu, ați văzut, l-am luat un pic în brațe, gata, nu mai. Deci speram din tot sufletul că o să fie puiul meu mic. Nu. Dacă vă aduceți pe Instagram, am un highlight cu pisici când era Jiminy mic și stătea pe mine.
să te-a întins așa, să te-a în toate felurile, în toate pozițiile posibile. Da. Era foarte scumpic. Aia a fost singura perioadă în care m-a iubit și pe mine. Acum nu. Acum sunt persoana tolerată din punctul lui de vedere. Partea proastă este că ajungem iarăși la capitolul sterilizat. Nu, nu este sterilizat, motiv pentru care avem multe discuții în familie pe tema asta. Fiindcă pleacă de nebun, de aia zic că a fost îndrăgostit. Eu sunt pro-sterilizare, dacă e să mă întrebați pe mine. Sunt pro-sterilizare, castrare, ce vreți voi, ce se poate face, ce trebuie. Sunt pro pentru că știu că suferă animalele, știu că au o grămadă de probleme din cauza asta, știu că le face rău să nu fie, știu tot. Sunt pro-sterilizare și momentul în care l-am luat pe Jiminy, gândul meu a fost ca momentul în care ajunge la vârsta necesară pentru a fi castrat, nu steriliză, că ei se castrează, îl castrez. Deci asta era planul. Nenorocirea este că dacă s-a lipit de Tasu, Tasu nu vrea. Ce ori avea bărbații, de ce au o problemă bărbații, încă n-am reușit să înțeleg și n-am să pot să înțeleg niciodată de ce un om perfect rațional, perfect ok, cu creierii capului, perfect lucid, când vine vorba de motanului și de castrat, nu. S-a terminat. Nu mai e lucid, nu mai e rațional, nu mai e nimic. Nu mai. Cum să-i faci așa ceva băiatului? Vai, dar nu se poate. Băiatul meu, știți? E, de-aia băiatul umblă lelea, este plin de zgârieturi, recent l-a și lovit, acum vreo două luni l-a lovit o mașină, nu rău din fericire, doar i-a făcut așa o cicatrice pe față, dar a scăpat. Ea a pierdut vreo două vieți din alea nouă, dar încă mai are, adică acum este în prezent plin de zgârieturi, pentru că se bate cu toate mățele și toți motanii, fiindcă na, așa, și Tasu admiră foarte tare pe Instagram și pe TikTok, admiră alți motani negri frumoși, curați și ar vrea ca și fisul să fie așa, dar nu înțelege că ea sunt așa pentru că stau acasă, că și ăsta ar fi așa dacă ar sta acasă. Dai cu cine? Repet. Nu pot să înțeleg sub nicio formă cum un om perfect rațional, perfect ok cu creierul capului, perfect lucid, inteligent, când vine vorba de motan și de castrat, să duce totul papa, să duce toată luciditatea lui papa sâmbetei, să termină numai. Deci, da. Nu pot să o scot la capăt, pentru că se nasc niște, am vrut să-l duc să steril, să-l castrez pe Puriș. I-am făcut programări, era să iau foc, deci era să mă trezesc în pușcată. Așa că mă abțin. Nu mai, n-are sens, n-ai cu cine. Când n-ai cu cine, n-ai cu cine, știți, cam așa e. Da, și asta pentru că iarăși depind foarte mult de alți oameni cu mașină să-i duc, clar, veterinar. Și ultima și cimezina familiei de patru pezi este Udi, care este lângă trepied. Stați, o iau și pe ea. Oh, așa. Stați așa că suntem somnoloase, că de-abia ne-am trezit. Ea este Udi, pentru tine nu o cunoaște. Deci, domnuloasă, fata mea. Oh, pui, genul, mama. Dacă Jiminy, speram să fie puiul meu și să fie lipit de mine, nu s-a nimerit. Ei, lăsați că este Udi. Udi este puiul meu mic și scump. Stați așa, că nu vrea să stea, că e somnoroasă. Așa, vreți să stai așa? Poți să stai așa la mami? Stai și tu un clip. Udi este cea mai nezbătioasă mâță din lumea asta, în primul rând, că ea are un an. De-aia zic că este mânezina familiei, tocmai ce a făcut un an. Este prima născută și a venit anul trecut, dacă ăla a venit pe 13, ea a venit pe 15. Iunie, anul trecut. Și cum a venit, pe Udi nu am ales-o eu, ea m-a ales pe mine și a ales casa asta. Știți, și de asta i-am și spus Udi, numele ei oficial fiind Miss Șoset, pentru că stai, nu te agăța, te rog. Aveți șosețele. Aveți șosețele. Aveți șoseți. Așa. Numele ei este oficial, este Miss Șoset, dar are, îi zicem Udi, pentru că știți cum Udi, ciocănitoarea Udi, se ducea în anumite case, la un moment dat se ducea cu băgăjelul ei în anumite case și se instala acolo ca și cum era la ea acasă, exact așa a venit Udi. Deci pe Udi n-am ales-o eu, ea m-a ales pe mine și a ales casa asta ca fiind a ei. A apărut într-o seară, eram afară, săream coarda anul trecut.
și nu mă aud câinii că se isterizează, cei trei de care v-am zis mai devreme, căței, sau se isterizau îngrozitor de tare. Câinii mei iubesc pisicile mele, adică sunt foarte buni prieteni, dar să nu vadă o pisică străină. Deci picior de pisică străină este interzis în perimetrul ăsta, dar... Și am salvat-o de câinii mei, că intrase săraca, ea s-a speriat de o mașină care trecea, cineva a aruncat-o undeva pe aici, pe la mine, pe la poartă sau prin zona asta, și s-a speriat de o mașină care trecea foarte repede, știu că a trecut și o motocicletă și s-a făcut foarte mult zgomot și de la sperietură ea a intrat printre șipcile de la gard în curte. Dar în timpul ăsta erau să o mănânce câinii, pentru că ăia, v-am zis, nu suportă pisică străină. Și am luat-o repede și zic, ia stai tu cu mințică, am dus-o până în casă, în partea cealaltă unde se renovea, și am dus-o pe acolo, i-am pus ceva să mănânce, zic, stai acolo până am terminat o serie de sărituri și după aia vedem ce facem cu tine. Am luat-o, când m-am întors în casă, unia mea era deja la mine în casă, instalată, intrase deja în dormitor, că era ușa deschisă, intrase în dormitor și se instalase ca și cum era la ea acasă, ca și cum acolo a trăit toată viața ei, scurtă, nu știu, cred că avea o lună și ceva la vremea respectivă, și zic, ok, înseamnă că ești acasă. Și a rămas, de atunci a rămas, de aia zic că este exact ca Udi, ca ciocănitoarea Udi. Știu că Udi era băiat, pentru mine a fost un șoc. Eu tot timpul am crezut că ciocănitoarea Udi, fiind ciocănitoare, am crezut că Udi, ciocănitoarea, este fată. Am fost surprinsă când am aflat că am fost extrem de dezamăgită și am avut un șoc în momentul în care ciocănitoarea Udi am aflat că este băiat. Prin urmare, am vrut să repar această nedreptate și să o fac fată pe Udi și de aia am spus Udi, pe lângă faptul că s-a instalat la mine în casă exact ca Udi. Și de-aia multă lume, pentru că și când o postez pe Instagram, are impresia că e băiat după nume. Nu, e fată. Este fată. Este sterilizată, pentru că ce să vedeți? Fetele au voie să fie sterilizate, băieții. Băieții nu au voie să fie castrați, fetele au voie să fie sterilizate. Ba chiar stăteam cu ochii pe ceas, mă rog, stătea cu ochii pe ceas și să uita, să vadă când face 6 luni ca să o duc la sterilizat. Haide! Haide, că nu vreau să se mulțească, nu vreau pui. Da, cam așa. Deci Udi nici n-a făcut 6 luni, bine că deja am și sterilizat-o. Gemini, în schimb, n-are voie. Da, băieți, în schimb, n-au voie, este complicat. Da, și Udi are o personalitate foarte frumoasă. Este tăuroaică și este extrem de încăpățânată, în primul rând. Are încăpățânarea aia specifică taurului. Până nu iese ca ea și până nu face ce vrea ea și cum vrea ea, nu contează. Poți să o cerți, poți să o dai afară, poți să nu iei mâncare, poți să faci... Până nu face ce vrea ea, dacă ei s-a pus pata pe ceva să facă o prostie, aia o face. Partea bună este că nu face foarte multe prostii, în sensul că singura mare prostie pe care o face este să bage lăbuța la mine în șifonier, știți că v-am mai povestit, și să tragă hainele de pe rafturi și să le facă terci. Sau să intre în șifonier și să se culce pe haine. Asta e marea prostie pe care o face ea. În rest, nu face alte prostii majore, așa grave, ca să zici că merită să o ceri sau să te superi pe ea. Dar, în general, când își pune ea minte să facă ceva, chiar dacă încerci să-i distragi atenția, pentru că știți cum e cu pisicile, exact ca la copiii mici. Dacă vor să facă o prostie, trebuie să le distragi atenția și după aia uită. Ei, Udi nu e așa. Îți dă impresia că a uitat și până la urmă face tot ce a vrut ea, știți? Dar în rest, personalitatea ei este foarte frumoasă. Are o personalitate așa cumva nobilă. Nu știu, îmi dă senzația de o personalitate de nobil. Da, un nobil din ăla frumos, curat la suflet, așa, nu... Știți că era Miții, pe care am avut-o înaintea lui Udi, care avea o atitudine de divă, că de-aia și spunea diva, că multe așa o țineți minte ca fiind diva. E, aia avea o atitudine din aia de divă, de... știi ce? Mi-e scârbă de tine, aș. Ești o plebe în fața mea. E, Udi nu e așa. Udi are chestia asta, spre exemplu, să duce Jimmy și ia mâncare și să uite la el, hai bine, mă mănâncă tu, sărac. Acule, lasă că mănânc eu după aia mai târziu în liniște. Adică nu are atitudinea aia de scârbă față de el, dar e cumva silă că se bagă peste ea. Știți? Și da, și are o personalitate foarte frumoasă. Plus că în momentul în care vine să mă iubească,
nu vine tot timpul peste mine să mă iubească, dar când vine să mă iubească, deci te copleșește cu dragostea ei și nu știe cum să bage în mine și să mă mângâie și să mă alintă și mă pupă și zice, Doamne, este atât de dulce de nu se poate, știți? Și o iubesc foarte mult pentru că e un bulgăreaș așa de dragoste. Dar, în general, se simte foarte bine dacă o lași în pace, adică, na, n-are treabă. Nu se înțelege deloc cu scârpinici, adică, nu se înțelege pentru că ăla tot, mă rog, vrea să o corupă. Nefiind sterilizat, speră și el că, na, se întâmplă ceva și nu vrea să o corupă. Asta fiind sterilizată, vă dați seama că nu iarde și dăctul gheară peste ochi. În rest, n-are nicio treabă. Câinii și pisicile mele se înțeleg foarte bine, cum v-am zis. Vulpi a avut o problemă cu Jiminy la început. A, nu v-am zis, numele lui Jiminy vine de la greierele din Pinocchio, pentru că atunci când a venit era atât de mic încât, nu v-am zis, nu putea să meargă. Cred că avea 3 săptămâni, încă nici nu era înțărcat și a avut multe probleme când era micuț cu stomacelul, era să moară de câteva ori. Aoleu, a fost un chin cu el. A fost și este în continuare foarte pretențios la mâncare. A fost o dramă totală cu el când era mic. Am trecut peste din fericire, am aflat cu ocazia asta, am aflat și că există lapte praf pentru pisici, eu nu știam așa ceva, că n-am avut niciodată un pisoi atât de mic fără mama lui de care să am grijă. Și, mă rog, am trecut peste și Vulpi nu prea s-a înțeles cu el, nu știu de ce, nu prea l-a agreat. Bănuiesc că ea e albă, el e negru, probabil au fost o problemă de contrast acolo, dar acum nu mai are nicio problemă cu el, adică dacă îl vede prin curte nu-l bagă în seamă. Happy ar vrea să se joace cu ei, cu pisoii, doar că fiind zăpăcită așa, zburdalnică, îi sperie, ea fiind mai mare decât ei, îi sperie și atunci fug de ea, dar în general ea e foarte prietenoasă cu pisoii și Zreanța nici atât n-are niciun stres, mai ales cât pisoi a văzut la viața lui Zreanță, nici nu mai bagă în seamă, doar. Când l-am adus pe Jiminy, l-am mirosit și că încă unul, parcă așa îi să-și dea pe chip, așa, încă unul de ăsta, așa, iarna, scăpinici, doarme cu Zreanță, adică n-au nicio problemă. Și acum să intrăm puțin, dacă tot v-am povestit despre fiecare în parte, rapid, în partea de îngrijire și la întrebările și curiozitățile pe care le aveți voi despre animăluțele mele. În viziunea mea, îngrijirea animalelor de companie, deși v-am zis că nu-mi place termenul ăsta, nu necesită foarte mult, adică dacă, nu știu, sunt sănătoși în mare parte și poți să le dai, nu știu, și mâncare de la tine, nu necesită foarte mult stres. Eu mor pe ăștia când îi aud pe câte unii, cât de greu e să ții un animal de companie. Nu-i chiar atât de greu. Adică, în principiu, dacă le oferi hrană, dacă le oferi un pic de atenție, ei sunt foarte fericiți. Dacă nu au, nu știu, ceva nevoi speciale, să zicem, nu știu, că au probleme de sănătate, atunci da, când au probleme de sănătate și intervin tratamente, medicație, mers la doctor mai des, alte chestii, atunci da, într-adevăr devin costisitoare lucrurile astea, dar overall mie nu mi se pare că întreținerea unui animal este atât de dificilă și atât de grea, adică hai să nu fim atât de ipocriți că noi consumăm mai mult și pe mai multe prostii și nu avem beneficiile pe care ni le aduc niște animăluțe care, v-am zis, numai când deschid o ușa dimineața mă întâmpină curcubeul la vesel care este Happy. Nu e așa de complicat, adică da, într-adevăr, au niște vaccinuri anuale pe care trebuie să le faci, au niște consultații anuale, au niște, după ce ai terminat cu partea, într-adevăr, când sunt pui, necesită un pic mai multă atenție, dar cum v-am zis, eu nu prea am avut, exceptându-i pe mucoși ăștia, n-am avut treabă cu câinii, recent cel puțin, cu pui, n-a fost așa dificil la mine, dar când sunt pui, într-adevăr, necesită niște consultații mai frecvente de parazitări, la, dar când sunt adulți și sunt sănătoși, nu mai e așa greu, adică nu e atât de dificil, plus că ei sunt...
Mai degrabă, cred că ține de educația pe care trebuie să ți-o formezi tu ca om și de disciplina pe care trebuie să ți-o formezi tu ca om. Că la mine, de exemplu, dimineața asta e prima chestie. Mă duc, le dau lor să mănânce, le pun apă, am grijă să aibă apă și după aceea mă apuc și fac de ale mele. După aia sunt prin curte, pe acolo. Când mă întrebați de ce nu țin câini în casă, sunt câini de curte, nu sunt câini de casă. Le țin în casă, sunt câini de talie medie, în primul rând. Nu aș putea să-i țin în casă. Au două magazine la dispoziție plus alte locuri în care se pot acua. În schimb, dar cu toate astea lui Vulpi, să știți că îi place foarte tare zăpada și îi place să doarmă pe zăpadă. Am văzut-o când ăștia alții toți erau băgați pe un magazin și erau zgribuliți. Ea era pe zăpadă și era așa de veselă și de fericită, de ziceai că i-a dat cineva cel mai frumos cadou din lumea asta. Au două magazii la dispoziție, stau acolo bine mersi, au culcușuri făcute, covoare cu chestii moi, adică nu e așa, deși să știți că nu sunt atât de amatori, câinii mei nu sunt atât de amatori de chestii moi, mai degrabă prefer un carton pe care să-l rupă ei și să-l fac așa decât un covor. Le-am pus o grămadă de chestii, adică nu... Așa sunt ei învățați, eu v-am zis, am crescut la țară și câinii stau și afară, adică am văzut mulți câini care stăteau săraci sub cerul liber, dar aminte, ai mei încă au condiții de lux față de mulți alții. Asta nu înseamnă că vreau să-i țin afară, dar încerc să-i protejez de frig, încerc să am grijă de ei iarna când e mai frig sau când sunt probleme așa sau când plouă, mai ales cu zdranță. Acum, la fel, am încerc să am grijă de el să... fie protejat, dar în rest nu pot să-i bag în casă, că nu sunt, în primul rând că nu sunt învățat să stea în casă și în al doilea rând nici lor nu le-ar plăcea, le place foarte mult libertatea, că asta iarăși era o întrebare legată de pisici, dacă sunt outdoor sau indoor. Sunt semi, Jiminy și cu Woody sunt semi, adică pentru că le place libertatea lor, le place natura, le place, ei se simt bine în natura, adică pentru ei este ceva firesc să stea în natură, să stea afară. Faptul că îi luăm noi și îi băgăm în casă, pentru ei îl constituie un chin. De-aia vedeți pe la blocuri pisicile că stau și se uită la frunze, așa de zici că... Pentru că pentru ei e ceva firesc. Chiar mi-aduc aminte când l-am luat pe Jiminy, în ziua în care l-am luat pe Jiminy, îi făcusem, avea o mini litieră, că era atât de mic de nici nu se putea cățăra litieră, și avea o mini litieră acolo făcută, și s-a dus prima dată și a făcut nevoile acolo și după aia nu știu cum a scăpat ușa deschisă și a simțit că era iarbă lângă ușă, că era una, două, a miorlăit să se ducă la iarbă și s-a dus la iarbă și și-a făcut nevoile pe iarbă și a fost mai bine decât în litieră, adică a fost mai, s-a simțit mult mai bine decât în litieră, da? E... Așa și acum ei se simt mult mai bine afară și se duc afară. În prezent nici nu mai folosesc litiera pentru ei, litiera. Se duc afară și am ușa de la pod deschisă tot timpul. Vin, pleacă, vin, pleacă, ei doi cel puțin când vor ei. Scărpinici nu, pentru că presupune scalada tu casei. Ei trebuie să vă urce pe acoperiș și v-am zis că este frică de înălțime. Revenim la faza cu îngrijirea. Ce presupune? Păi, în primul rând, mâncare. Și aici, iarăși, am avut întrebări legate de ce mâncare le dau. Îmi pare rău să vă dezamăgesc, dar mi-aș dori să vă spun că le dau o mâncare de calitate și că le fac și că le dreg și că nu știu ce. Nu. Animalele mele sunt foarte capricioase și mănâncă numai ce vor ele. Au fost perioade în care a trebuit să le schimb săptămânal brandul de mâncare. Da? Acum ne-am stabilit cât de cât. De exemplu, în ceea ce privește bobițele de pisici, mâncăm din alea de la Purina, One, nu știu cum, ale albastre. În ceea ce privește bobițele de pisici, dar au fost perioade în care le schimbam săptămânal, le schimbam bobițele, că nu mai erau bune. Alea de săptămâna trecută nu mai erau bune, nu mai, brandul ăla nu mai era bun. Nu, ferite al sfântul, deci nu. La fel cu pliculețele. Ăștia doi negri trăiesc pe bază de pliculețe majoritatea. Tocmai am făcut constatarea că lui Jiminy nu-i mai plac pliculețele cu vită. Deși îi place carnea de pește, nu-i plac pliculețele cu pește, suferit al sfântul, nu. Nu le plac pliculețele din gama aia de la bobițe, nu le suportă, no way. Au numai pliculețele alea de la Felix care le plac, alea da, alea le suportă. Deocamdată ne-am potolit pe alea de la Felix, alea sunt singurele pliculețe pe care le acceptă. În rest,
Whiskas, de la Purina, niciuna, de la alte branduri din astea, de mai bune, ca să zic așa, pentru ei, nimic, nu mănâncă. Deci stau 2-3 zile cu mâncarea în farfurie și nu o mănâncă, preferă să moară de foame. Exclusum, nicio formă, deci ei mănâncă numai fix ce au voie, sunt foarte capricioși și la fel și câinii. Și cu câinii am avut mari, mari probleme până am găsit, nu știu, niște boabe pe care să le mănânce constant. Pentru că este obositor la un moment dat să stai să mă gândi, te gândești săptămâna asta ce mai am. Am luat de-aia, 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 de-aia și nu mănâncă de niciuna, știți? E foarte obositor. Până la urmă s-au stabilit niște boabe pe care le mănâncă. Iși, cât de cât. Luzdranță trebuie să-i gătesc, pentru că, bineînțeles, are și probleme cu dantura, îi gătesc. Periodic îi gătesc și dau mâncare. Bine, și le dau și la fete mâncare gătită, dar da, în ceea ce privește mâncare avem foarte multe mofturi și nu sunt toți câinii sau toate pisicile așa, ci ai mei. Au o problemă ai mei, știți? Adică și-au găsit ei cu cine să facă mofturi de-astea. Și fac mofturi, sunt foarte mofturoși, da? Adică mi-aș dori să zic că le dau un brand din ăla super clean de mâncare și că nu mănâncă fast food și că nu. Ei mănâncă fix ce-au chef. Atâta este de reținut, deci am învățat și eu pe parcursul existenței mele, e că este bine ca în momentul în care ai un animal sterilizat să ai grijă la cantitatea de proteină pe care le-o dai, da? Deci trebuie urmărită cantitatea de proteină. În momentul în care se îngrașă, mai reduci puțin din proteine, da? Ca să, așa. În cazul lui Udi și altor pisici pe care le-am avut sterilizate, n-a fost o problemă pentru că ele, ieșind în curte, aleargă. Sunt foarte energice și se joacă și nu au fost mari probleme. Într-adevăr, Diva era puțin mai dolofană, dar nu era nimic. Nu era obeză, ca să zic așa. Adică era în parametri. La câini, la fel. N-am avut mari probleme cu obezitatea, așa. În rest, în ceea ce privește întreținerea lor, v-am zis, chestiile clasice, standard, nu știu, vaccinul o dată pe an sau de câte ori decide medicul, lucruri de astea care sunt așa. Dacă mai e cazul de parazitare externă, spre exemplu, m-am obișnuit și le-o fac eu, da? Nici nu mai mergem la medic pentru deparazitare externă, că ne-am obișnuit cu asta, având de atâția ani câini și pisici, sunt ultra specializată în ei, știu ce funcționează pentru ei, știu ce să fac, știu cum să fac ca să nu-i otravesc, să nu-i omor. Dacă mai au câte o problemă micuță, așa, pot să o rezolv și eu, că la fel m-am obișnuit să o rezolv eu. Dacă mai au, nu știu, depus picături sau ceva, nu trebuie să le vină cineva să le facă chestia asta, că le fac eu, sunt obișnuită iarăși să le fac treburile astea. Adică, pe total, nu e un capăt de lume, iarăși. O altă problemă care s-a ridicat în întrebările voastre, cât costă întreținerea unei pisici? Păi, acum depinde, dacă este indoor cat, întotdeauna pisicile indoor vor costa mai mult pentru că vor necesita mai multă atenție. Și hrana trebuie adaptată, va fi mai scumpă și așa mai departe. La fel, s-ar putea să aibă nevoie de mai multe tratamente și alte chestii. N-am făcut niciodată calculul per cap de mâță sau per cap de cuțu, cât costă, pentru că niciodată n-am avut unul singur. Deci nu mai țin minte. Cred că când eram mică și la bunica mea avea o pisică și un cățel, atâta, dar în rest nu s-a întâmplat niciodată să am un singur cățel sau o singură pisică. Niciodată. Pot să vă zic așa că în medie, într-o lună bună, mâncarea lor și toate cele ne duc undeva la 700 de lei pe lună. Da, pentru că cineva are și o dietă bogată în piept de pui, fâșii din piept de pui, ce anume gin mini, așa, și nu numai, dar cu precădere. Cam atâta ajunge hrana lor, numai hrana, nu mai vorbim de restul. Restul sunt costuri extra, dar care nu sunt lunare. Asta așa ca să vă faceți o idee. Și iarăși, o altă mare problemă, ce faci cu părul de animal, să în speță cu părul de pisică. Păi, cred că, în primul rând, depinde foarte mult de cât de iubitare iubești animalele. Pentru că cu cât le iubești mai mult, cu atât ești dispus la niște compromisuri și cu atât ești dispus să te mai uiți și în altă parte câteodată. Da, într-adevăr, treaba asta cu părul de pisică, că și acum aveau lăsat o tonă de păr pe mine, că le-am luat în brațe,
E o chestie cu care trebuie să te înveți, în primul rând. La mine e treaba asta în felul următor. Am mare noroc că, v-am zis, sunt indoor-outdoor, adică sunt mixt, cel puțin ăștia doi. Ăla la altul alb este afară și câinii stau afară. Deci, într-un fel am mare noroc cu chestia asta. Dar, cu toate astea, cantitatea de blană pe care o pot lăsa ăștia doi, în special de primăvara, de când începe năpârlirea, până toamna, când se mai potolește cât de cât cu năpârlirea, este fantastică. Și cu toate astea, ei nu lasă tot părul în casă, pentru că ies mare parte a zilei, mai ales când este cald, ei sunt afară. Eu acum îi țin sechestrați aici, se simt sechestrați, dar ei, în mod normal, acum ar fi afară. Vin în casă, Udi vine în casă să mănânce, iar Negru vine să mănânce și pleacă, adică nu prea mai stă prin casă, mai ales vara. Iarna stă mai mult prin casă. Iarna le cade mai puțin păr decât vara, dar și iarna le cade destul de mult păr. Da, ce fac eu? Păi, avem așa, aspirat în fiecare zi, șters suprafețele, să nu mesele, blatul de la bucătărie, mai ales de fiecare dată când fac mâncare, adică indiscutabil, ăla se șterge, se curăță, se dezinfectează, că n-ai cum. Ei nu prea stau prin bucătărie, dar tranzitează bucătăria când ies și intră în bucătărie și atunci inevitabil sare un fir de păr. Și atunci asta e, îți faci o rutină astfel încât înainte de a găti, întotdeauna trebuie să dezinfectezi suprafețele. Aspirat, cum ziceam, în fiecare zi, scuturat lenjeria de pat, pentru că eu îi las să doarmă în pat, îmi place să dorm cu ei lângă mine și îmi place să-i simt noaptea pe lângă mine. Scuturat lenjeria în fiecare dimineață și în fiecare seară, spălat lenjeria la 3 zile, cam asta funcționează la mine. Aspirat, cum am zis, cât de des se poate. Și cam atâta, adică de periat e mai peju, dar să știți că nu sunt mai amatori, adică nu prea le place, sunt destul de capricioși, e mai teriu așa, dar prea puțin. Și în rest trebuie să înveți să te obișnuiești cu părul de pisică, asta este, adică pe lângă rutina asta trebuie să înveți să trăiești cu el, că n-ai ce să faci, face parte, adică am constatat că sunt perioade în care eu personal las mai mult păr decât ei, așa că nu mai zice nimic, da? Știți? Până la urma urmei, punând în balanță toate lucrurile astea, bucuria și felul în care mă fac să mă simt și cât de dragi îmi sunt și dragostea mea pentru ei contează mai mult decât toate chestiile astea. Am noroc cu ei, în mod special, mai ales cu ăștia doi, că sunt foarte curați, adică sunt niște animăluțe foarte curate, nu-și fac nevoile în casă. Na, Jimmy mai are momentele lui când își marchează teritoriul, când nu știu ce și ne certăm și așa, dar în rest nu am probleme mari cu ei, adică ceva grav să-mi facă, să-și facă nevoile prin casă, să lase miros, nu. Plus că eu aerisesc la mine, geamurile stau constant deschis, mai ales când e cald. N-am probleme din punctul ăsta de vedere, dar oricum sunt niște pisici foarte, foarte curate, adică ca să înțelegeți, și câinii mei sunt foarte curați, ca să înțelegeți, ei nici nu-și fac nevoile la mine în curte, ei se duc pe terenul ăsta din spatele casei mele și în fundul curții, acolo unde este terenul liber, și acolo își fac treaba. Singurul care nu respectă regula asta este scărpinici, care v-ați zis, e nesimțit de felul lui, dar de-aia stă afară și este outdoor cat. Iar Zen să mai are unele momente când nu ajunge să se ducă până pe locul ăla cu bălării în spate, știți? Da, e bătrân și lui se permite, adică nu ne supărăm pe el, dar în rest ceilalți, no! Perimetrul curții este sac, nu-și fac nevoile aici, ferite arsfândul, adică numai un pipilic, așa, prin, dacă e nisipul proaspăt sau pământul foarte proaspăt, altfel nu. Da, deci am noroc cu ei că sunt foarte curați și asta vine odată din faptul că eu am încercat să-i educ cât s-a putut când erau micuți și să-i învăț că nu e bine să facă în casă sau așa. Și în al doilea rând că își urmează chemarea instinctului, știți? Practic instinctul lor nu e să facă într-o litieră în casă, ci să se ducă afară, să-și facă nevoile afară, da? Și dacă ai un pic de grijă când sunt micuți să-i modelezi puțin, că nu sunt așa de greu de educat, adică chiar nu sunt greu de educat animalele și chiar nu e, îți trebuie doar puțin răbdare și un pic de atenție și în câteva săptămâni, fără nicio problemă, poți să-i educi, adică cu câinii, cu fetele, de exemplu, cu vulpi și cu Happy, eu nici n-am avut nicio treabă să le educ să se ducă ele în spatele curții.
Nu, s-au obișnuit ele așa, de la mama natură, că au văzut că e curat în curte și dacă au văzut că e curat, au zis să nu murdărească curte, pur și simplu. S-au obișnuit să se ducă acolo, da? Deci n-am probleme cu ei. Din punctul ăsta de vedere și am noroc că sunt niște copii foarte, foarte înțelegători și foarte cu mine. Da, asta a fost în mare ce am avut eu să vă zic așa, în mare. Bănuiesc că mi-au scăpat foarte multe detalii. Dacă mai aveți întrebări, puteți să le lăsați mai jos în comentarii, pentru că vă răspund. Astea au fost așa mare câteva idei despre animăluțele mele, despre copiii mei pe care îi iubesc foarte mult. Pe fiecare, o să ziceți, bun, care e preferatul tău. Într-un fel, preferatul meu este Jiminy pentru că a fost cel mai micuț și cel mai scumpic și cel mai amărât dintre toți. Dar pe fiecare iubesc în felul lui, adică n-aș putea să zic că numai ăla, numai pe ăla iubesc cel mai mult. Pe Woody o iubesc foarte mult pentru că este foarte lipită de mine. Pe Scărpinici îl iubesc în felul lui, chiar dacă este un arțăgoș și un uricios, că ăla e mai uricios de felul lui. Este singurul care are probleme de personalitate dintre toți. Dar îl accept așa cum e, că e deja bătrân. La 10 ani el îl consideră deja bătrânel și îl las în pace. Pe Happy o iubesc, chiar dacă nu pot să pun mâna pe ea și v-am zis, este efectiv o rază de soare și un curcubeu așa, de care explodează în fața ochilor mei în fiecare dimineață și n-ai cum să nu o iubești. Pe Vulpi o iubesc, că v-am zis, știu prin câte a trecut și câte traume a avut și prin câte a suferit cățelul ăla, Doamne, deci nu se poate. La fel și pe Zdranță îl iubesc pentru că a trecut prin foarte multe și am crescut împreună cu el, practic, și n-ai cum să nu-l iubești. Deci, nu pot să zic că unul e preferatul meu. Pe fiecare îl iubesc în felul lui și am încercat așa să vă povestesc câte un pic despre fiecare. Dacă mi-au scăpat lucruri, sunt sigură că mi-au scăpat de altfel multe lucruri. Poate mai discutăm în comentarii, poate mă mai povestesc în daily vloguri. Oricum o să vă mai întâlnesc cu ei în daily vloguri. Da. Sunt raza mea de soare în fiecare zi și iubesc foarte mult și nu mi-aș vedea existența fără ei. Cam atât pentru astăzi, pentru că bănuiesc că o să fie un clip super lung, deși am atins așa mare câteva lucruri pe care vreau să vi le zic despre ei. Dacă aveți animăluțe de companie, vă felicit. Dacă n-aveți, poate nu e nastica să vă îndreptați atenția către un animăluț care își caută o casă, care are nevoie de dragoste. Să știți că eu nu sunt, acum ca o paranteză așa pe final, eu nu sunt doar pro-adopție. Da, sunt pro-adopție, că sunt multe animăluțe care au nevoie de o casă, care sunt abandonate. Dar, în egală măsură, nu condamn pe cei care își cumpără animale și care poate vor un animal de rasă sau așa. Pentru că un lucru despre care nu se vorbește este că toate animăluțele din pet shop-uri care nu sunt vândute ajung să fie eutanasiate pentru că nu le vrea nimeni. Adică, din punctul meu de vedere, deja rău este făcut dacă un animăluț a ajuns în pet shop-uri. Și dacă vrei să-l cumperi, n-am nicio problemă. Adică, eu, pentru mine este echivalentul aceleiași iubiri și dacă îl cumperi și dacă îl adopți, nu mi se pare că îl iubești mai puțin sau că ești mai puțin om sau că ești mai puțin important sau ești mai puțin valoros ca om că ai cumpărat un animal sau că îl iubești mai puțin dacă e din pet shop sau dacă l-ai adoptat. Nu. Pentru mine îi contează că îl ai și că ai grijă de el și că îl iubești. E o problemă în momentul în care te dovedești a fi un om nenorocit, lipsit total de suflet, care îl ia și îl abandonează pe stradă după aia, dar ăla e alt subiect, da? Cam atât am avut să vă zic pe ziua de astăzi. Bănuiesc că am ajungit foarte, foarte mult. Sper că mai sunteți și dacă ați rămas cu mine până la final, lăsați un emoji din ăla cu cățel sau cu pisică. Sau și cățel și pisică, depinde de ce aveți voi. Dacă ați rezistat până aici la final, ca să văd că a rezistat cineva până la final, pentru că e foarte lung clipul. Vă pup, vă dăm mulți pupici mustăcioși și multe lăbuțe și ne vedem în următorul clip. Ciao!